Fie și doar pentru această imagine, orice român ar trebui să treacă pragul județului Argeș. Ne aflăm pe barajul Vidraru, o bijuterie tehnică construită între anii 1960-1966. A doborât la vremea respectivă multe recorduri care încă dăinuie și în prezent. Dar una peste alta, el rămâne unul dintre obiectivele turistice principale ale județului Argeș. Frumusețea lui este ravisantă. Detaliile tehnice sunt deosebite și la acest moment.